dar n-am avut nicio speranță, Doamne, că mai găsesc. Dar cum l-ați pierdut? Cum l-am pierdut? L-am avut aici în casa și pe asta. Să-l țineam cu mâna așa. Și o sacoșă în mână. Deci nu era în sacoșă, era... Nu era în sacoșă, uite, aici l-am avut. Și ca să vedem mâna, dar cum eu chica de mâna să-mi tot? Și că, cum v-ați dat seama că nu-l aveți? Că l-am mers așa și am mai... Să mă așa altă mâna. Mor pe-un brosul de pe troața, bărții am luat de la Apia. De la Apia? De la Apia, deci nu... Te-am hârtie, am avut-o, că am avut-o în buzunar. Așa, deci era o subvenție. Subvenție. Da. Vreți să le transmiteți ceva oamenilor ăștia care dar vă au înapoi? Dar cum să nu le transmit? Să dea Dumnezeu multă sănătate, unul s-a dus și unul s-a întoarce. Cum să le mai spui? Eu vreau să-i dau și o recuperare, dacă se poate. O recompensă? Da. Credeți că ar accepta? Nu știu. Și fel de oameni și dar eu aș da din cât, în toată inima, că dacă... N-am zis că îi mai găsesc. Eu am zis că am pierdut la țigani și prin piață, că am ieșit la un magazin de ăsta de electrice și am mers de mă nebunie, vine după mine de țigări. Și zic eu, știu, am să legi mâna și cred că acolo i-am pierdut. Nu îi mai găsesc. Credeți că a fost mâna lui Dumnezeu? Cred, am zis că iese Dumnezeu, cred. Dar n-am avut nicio speranță, dar zic, cred că uite, mai iese și Dumnezeu pe pământ. De mai... Că cred că moartea mi se trăge, Doamne. Că sufer și cu nervi și cu capul din uit pe unde mă duc, acum aghea am nimerit poliția și mă dezorientasem cu nervul ăsta. Da. O șață. Și vreți să le mulțumiți personal? Ați vrea să le mulțumiți personal? Nu vreau să le mulțumesc, dar cum să nu le mulțumesc, dar nu-i de mulțumit.